Primăria Slatina este campioană la accesarea de fonduri europene. Ieri, edilul slătinean Emil Moț a mai semnat alte 3 contracte cu finanțarea europeană. Astfel, valoarea fondurilor absorbite de Slatina depășește la ora actuală peste 120 de miliarde de lei vechi. Până în acest moment, 9 proiecte au primit finanțarea de la ADR Sud-Vest Oltenia. Autoritățile slătinene au găsit finanțare pentru refacerea 2 străzi, Văilor și Vintilă Vodă. Lucrările la aceste străzi urmau să fie finanțate din bugetul local, dar din fericire s-a obținut finanțarea europeană, astfel făcându-se o economie de peste 8 milioane de lei. Ambele străzi sunt destul de degradate, se poate încă circula pe ele, dar mă bucur extrem de mult pentru că am salvat 8 milioane de lei pe care trebuia să le scoatem din bugetul Slatinei și să le folosim pentru reabilitarea acestor 2 străzi, dar acum putem să-i luăm de pe fondurile europene. Autoritățile vor continua investițiile în transportul public și în aducerea sistemului de trafic la nivelul țărilor dezvoltate. Alte 3 stații noi cu încărcare rapidă pentru autobuzele eco vor fi achiziționate pe un proiect finanțat de MDRAP. Va fi înființat un dispecerat pentru transportul public. Acest proiect are o valoare de peste 3 milioane de lei, iar împreună cu celelalte 2, care vizează achiziționarea de autobuze eco și amenajarea pistelor de bicicletă, au drept obiectiv reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Prin acest proiect, practic, tot ce înseamnă transportul public va fi integrat, va fi un centru de comandă comun pentru tot ce înseamnă transportul public, pentru tot ce înseamnă semafore inteligente. La acestea se adaugă un al 3-lea proiect pentru care s-a obținut o finanțare europeană de peste 12 milioane de lei. În urma implementării acestui proiect, Slatina va avea un sistem inteligent de semaforizare. Vor fi înlocuite semafoarele actuale cu unele performante, la care se vor adăuga alte 4. La finalul implementării proiectelor pentru care s-a obținut finanțare în ultimele 3 săptămâni, Slatina va avea o infrastructură rutieră extinsă, modernizată, inteligentă, dar cel mai important va fi eco.